Vladimir și Vera s-au cunoscut într-un mod banal, la fel ca multe alte cupluri, la universitate. El era în ultimul an la Facultatea de Economie, iar ea abia se pregătea să intre. Participa la cursurile pregătitoare ale instituției. A fost o poveste de dragoste frumoasă, la prima vedere. Acum, mulți ani, erau complet diferiți. Încă deschiși către lume, îndrăgostiți, liberi, tineri. Naiv și neîngreunați de nimic. Ca toți tinerii la vârsta lor, li se părea că fericirea lor va dura veșnic, că o asemenea dragoste se întâmplă doar o dată în viață, pentru totdeauna. Erau un cuplu minunat. În amintirile ei despre primele lor întâlniri, Vera își rememora parfumul amețitor al liliacului, buchetele uriașe pe care îi le culegea Vladimir. Erau îndrăgostiți și absolut fericiți vorbeau la telefon nopți întregi și se plimbau cât le permiteau părinții. Pe vremea aceea, Vera încă avea un termen de revenire acasă impus de părinți. Ne vom căsători cu siguranță, nu-i așa? Nu ai de gând să fugi de mine la alta? Glumea Vladimir. Mă mai gândesc, îl tachina Vera în replică. Poate o să găsesc pe cineva mai bun, mai tânăr. Ah, așa ești tu! se prosteau mereu și râdeau în continuu. Așa și aminteau amândoi de acea perioadă a vieții lor. Atunci li se părea că nimic nu le poate umbri fericirea, că nimic nu se va schimba niciodată. Că așa va fi toată viața lor împreună. Ca toți tinerii fericiți, credeau că necazurile, problemele și greutățile se întâmplă doar altora, iar viața lor va fi cu siguranță diferită. Cu vârsta, la o asemenea naivitate tinerească te uiți cu un zâmbet. Ea este fermecătoare în naivitatea ei. Cât de trist ar fi dacă omul nu ar experimenta astfel de emoții în viață, ca inima să cânte, iar sufletul să tremure la apariția persoanei iubite. Mama, Galina Borisovna, a încercat să coboare vera de pe nori pe pământ. Desigur, totul a fost pornit doar din dorința de bine pentru fiica ei pentru ca ea să nu facă greșeli la o vârstă fragedă, pentru care ar fi plătit toată viața. Vera, înțeleg că tu și Vladimir sunteți îndrăgostiți și fericiți acum. El este mai în vârstă decât tine, mai experimentat. Te rog, să gândești mai des cu capul. În primul rând, trebuie să termin studiile, iar apoi. Mamă, desigur, înțeleg totul, a spus fata, fluturând din mână. Galina Borisovna a suspinat adânc. Desigur, cine ascultă de bătrâni în tinerețe? La urma urmei, ți se pare că înțelegi deja totul, că ești deja adult și capabil să iei decizii, că nu ai nevoie de sfaturile altora. Desigur, Vera nu a făcut excepție. În ciuda tuturor avertismentelor părinților, ea și-a făcut alegerea și în anul doi s-a căsătorit cu Vladimir. Nicio interdicție nu a funcționat, Fica era ferm convinsă de dreptatea ei. Pentru Oleg Petrovic, tatăl fetei, a fost o lovitură reală. El credea că Fica lui nu va fi niciodată neascultătoare, că autoritatea părinților și cuvântul lor vor fi mereu lege pentru ea. Oleg, termină de te bosunfla pe Vera. Este dragoste, tinerețe. Pur și simplu ai uitat cum era pe vremea aceea. A îmbătrânit de tot. Iar ei sunt tineri, îndrăgostiți, a încercat să-l liniștească soția sa, Galina Borisovna. Acești tineri îndrăgostiți ar fi putut aștepta până când Vera va termina institutul, am urmărit soțul ca răspuns. Nu crezi că totul se va termina cu nunta? Nu, asta e doar începutul. În curând vom deveni bunică și bunic. Deci, fie ce o fi! Ce rost are să plângem acum? E minunat, o evoluție. Galina Borisovna îl calma astfel pe soțul ei. Nici ea nu era mulțumită. Desigur, și ea își imagina altfel soarta fiicei sale. Mai întâi studiile, iar apoi tot restul, dar ce poți face? Să te cerți cu singura fică, să pui ultimatumuri, nu este o soluție. Ce altceva le rămânea părinților decât să accepte situația așa cum era deja. Tinerii, cum era de așteptat, nu i-au ascultat pe părinți și pe cei mai în vârstă. Prin urmare, la 11 luni după căsătorie, au avut un fiu, Ilie. Deja în timpul sarcinii, Vera a început să se confrunte cu probleme casnice. Totul nu mai era la fel de senin ca înainte. A început viața de adult cu adevărat. Cu o mulțime de probleme mărunte care apăreau și cu care trebuia să se descurce singură. Vladimir muncea mult și era foarte obosit. Desigur, când venea acasă, nu o ajuta niciodată cu nou-născutul sau cu treburile casnice. I se părea că rolul lui era altul. Soțul trebuie să fie un pilon al familiei. Vera, ca era de așteptat, se enerva și se simțea jignită. Pentru că ea stătea în patru pereți și avea grijă de fiul ei non-stop, plus că avea grijă și de toată gospodăria, care pe vremea aceea nu era automatizată ca astăzi. Aproape tot trebuia făcut manual. Și viața de cuplu era alta decât își imaginase. Tinerii nu locuiseră împreună înainte de căsătorie, ci doar se întâlneau. Acum, desigur, caracterul celuilalt a devenit o revelație și chiar o încercare. Era o poveste clasică, în care tinerii nu și-au calculat forțele. Li s-a părut la un moment dat ca au principalul lucru, dragostea, iar tot restul ar trebui să vină de la sine. Nu au luat în considerare nuanțele și au avut o viziune limitată asupra lumii, neavând experiență de viață. Câte astfel de cupluri există, milioane? La o vârstă fragedă, pur și simplu nu poate fi altfel. Din fericire, părinții Verei veneau adesea în ajutorul tinerei familii. Galina Borisovna o ajuta pe fica ei cu fiul ei și cu treburile casnice. Oleg Petrovic ajuta adesea financiar și era bucuros să se ocupe și de nepot. Probabil, fără ei, familia proaspăt formată nu ar fi reușit. Doar datorită ajutorului din exterior au putut să reziste și să treacă prin această etapă, să depășească dificultățile întâmpinate. Galina, crezi că vor divorța în cele din urmă? Uneori se ceartă ca pisica cu șoarecele, sincer să fiu. A întrebat Oleg Petrovic pe soția sa la un moment dat. Sper că nu. Desigur, aceasta este o perioadă dificilă și complicată, dar acest proces de devenire trebuie pur și simplu trăit. Dacă vor avea suficientă putere și înțelepciune, vor fi împreună și mai departe dar dacă nu? Păcat, dar nu e nimic de făcut. Aceste întrebări le puneau nu doar părinții verei, ci și tinerii căsătoriți înși, fiecare în sinea lui, pentru că visul lor fragil a suferit mult în fața realității dure. Nici Vera, nici Vladimir nu voiau să se despartă. Dragostea era încă vie, dar aceste resentimente, neînțelegeri și ambiții, toate acestea au destabilizat foarte mult relația. Nu aveau nici răbdare, ceea ce este, de asemenea, caracteristic tinerilor. Toate acestea, la un loc, au avut un impact puternic asupra lor și, în consecință, asupra climatului intern din familie. Oricum ar fi, au reușit să se depășească pe ei înși, să facă față situației. Acum, privind înapoi, după o perioadă lungă de timp, toate problemele și necazurile din trecut păreau o prostie, o nebunie reală. Totul s-a liniștit de mult. Acum cuplul avea tot ce visase vreodată. Iată-le, fericirea. Fiul lor, Ilie, era deja elev, urmând să devină adolescent în curând. A crescut băiatul lor. Vladimir se ocupa de extinderea propriei afaceri, iar Vera stătea acasă, nemai ieșind din concediul de maternitate. S-a decis că așa va fi bine pentru toată lumea. În timpul liber de la conducerea treburilor casnice, femeia se ocupa de ea însă și, de educația și de aspectul ei. Desigur, nu voia să se transforme într-o gospodină neglijentă. Vera a găsit chiar resurse interne și posibilitatea de a termina institutul la distanță, la urma urmei, chiar dacă nu va fi niciodată de folos, fie ca diploma să fie cea mai bună. Dar, desigur, Principalele eforturi ale verei au fost îndreptate spre a face ca băieții ei să se simtă bine, să trăiască în confort, să le ușureze viața. Și ce e rău în asta? Dragoste și grijă, asta e tot. O familie tradițională simplă, așa cum a fost transmisă din generație în generație. Principalul lucru este că un astfel de echilibru convenea fiecărui membru al familiei, nu este acesta fericirea. Vera trăia cu sentimentul că a câștigat premiul cel mare la loteria vieții. Totul era minunat, totul o bucura. Se poate așa ceva? Într-adevăr, nu există nicio lingură de gudron în această butoi de miere. Vera credea asta? Femeia se simțea chiar jenată în fața altor oameni de cât de bine era, de cât de fericită era. Simțea chiar o stânjenială în fața prietenelor necăsătorite și singure nu voia să se laude cu fericirea ei în fața lor, pentru că fericirea iubește liniștea. Ce mai putea dori ea în această viață? O casă plină, un copil sănătos, un soț iubitor. Prosperitate, sănătate, părinți activi. După cum a spus odată Faina Ranevscheia, optimismul este lipsa de informații. Foarte exact. Vera încă nu știa ce se petrecea în spatele ei. Cu ce va trebui să se confrunte foarte curând? Nu știa, ca de obicei, doar ea. Oleg, ești sigur că nu ar trebui să-i spunem totul verei. Nu pot dormi. Gândurile îmi fug mereu în toate direcțiile. L-a chinuit din nou pe soțul ei, Galina Borisovna. Și cui va fi mai bine de asta? Tu îți vei ușura sufletul. Dar fica ta cum va fi? Te-ai gândit bine. Știi cum va reacționa? Poate că ea deja știe, dar tace. Nu, Galina, nu e treaba noastră. Trebuie să le dăm șansa să se descurce singuri cu problemele interne ale familiei. De ce să ne băgăm? Mama Vera a oftat doar. Nici ea nu se mai zbătea și nu știa ce să facă. Întrebarea era prea delicată, prea sensibilă nu o poți rezolva pe loc. Trebuia să se gândească bine la toate. La urma urmei, suntem părinții ei. Cei mai dragi oameni. Cine va spune dacă nu noi? Bine, bine. Poate ar trebui să-i dau un indiciu subtil? Femeia nu se lăsa. Cum ți-a imaginat asta? A întrebat-o soțul. Cum poți să dai un indiciu subtil aici? Nu știu, sincer. Doar încerc să găsesc variante. Galina Borisovna era furioasă și își flutura mâinile. Sunt chinuită de gândul că Vera ar putea fi păcălită, ținută în neștiință. Nu ne va întreba ea mai târziu, când adevărul va ieși la iveală, de ce nu i-am spus, de ce am tăcut. Cam acoperit-o pe fica noastră dragă. Nu e asta o trădare a fiicei noastre. Bine, să presupunem că Vera va întreba. Poate că da. Poate că va pune întrebări mai târziu. Poate că va avea chiar pretenții. Ești pregătită să-ți asumi responsabilitatea dacă ceva nu merge bine? Mesagerii care aduc vești proaste își pierd capul, Galina. Galina Borisovna a oftat cu tristețe. Dar e fica noastră. Pot eu să stau pur și simplu deoparte? În primul rând, Vera este o persoană adultă, are propriul cap pe umeri, nu-i așa? A auzit de principiul non-intervenției în treburile interne? Fiecare casă are propriile probleme. Nu te băga. Până nu ești rugat, a insistat Oleg Petrovic. Galina Borisovna era obsedată de întrebarea dacă să spună sau nu. Existau argumente pro și contra. La naiba! De ce suferă cei care nu sunt vinovați? Toate aceste conversații nu au fost purtate doar de părinții verei la spatele ei. Multe dintre prietenele și cunoscutele ei se frământau și ele, neștiind ce să facă, dar toate ajungeau inevitabil la aceeași concluzie ca și părinții: Nu merită să te baci unde nu ești chemat. La urma urmei, este o problemă delicată. Nu există nici măcar două persoane care să privească această dilemă în același mod și să fie complet de acord cu opinia celuilalt. Întotdeauna în astfel de cazuri există udar, dacă ușiu poate fi, și este mai bine să te dai la o parte decât să te trezești brusc vinovat. Deși ai distrus o iluzie atent construită. Și doar femeia căreia îi se adresa totul direct trăia într-o lume imaginară și fericită neașteptându-se la probleme și neprevăzându-le nici măcar în perspectivă. Da, apropo, nici ea nu ar fi putut răspunde la întrebare dacă ar fi fost întrebată dacă vrea să știe adevărul sau nu. Îți vine să-ți baci capul în nisip ca un struț când apare pericolul. Poate că este o poziție pentru cei slabi de spirit, dar este eficientă, protejează o mulțime de celule nervoase, deși are un dezavantaj. Lașul este adesea pedepsit mai târziu. Oricum ar fi, nimeni nu a întrebat-o pe Vera nimic, și nimeni nu a împărtășit nicio informație cu ea. Totul se petrecea în spatele ei. Cum a trebuit să se confrunte cu realitatea? Când, brusc, lumea ei s-a spart în mii de cioburi mărunte. Ca de obicei, un accident tragic a jucat un rol. Da, e o banalitate, ca în anecdotele vechi. În acea zi, cuplul aniversa a 12 aniversare a căsătoriei. Cumva, femeia a dormit. Pe masa din bucătărie a văzut un buchet de flori și un bilet de felicitare de la soțul ei. I s-a făcut cald la suflet. A vrut să-i facă și ea o surpriză plăcută. Era într-o dispoziție bună, chiar șucăușă. I s-a părut o idee grozavă să meargă la biroul lui Vladimir fără a-l anunța și să-l felicite. De ce nu? Ce putea merge prost? Acum, privind înapoi, Vera nu era nici ea încântată de această idee, dar atunci, din anumite motive, îi se părea exact invers. Nu putea să-și imagineze cum se va termina totul. Probabil că cineva ar vrea să spună cu sarcasm, ce prostie, o soție înțeleaptă nu vine niciodată fără a anunța. Probabil dar Verei nici nu i-ar fi trecut prin cap că asta se aplică familiei ei, soțului ei. Ce infidelitate, Doamne ferește! Maxim la ce se aștepta era să nu-l găsească pe Vladimir la locul de muncă, și asta doar pentru că ar fi putut pleca la o întâlnire de afaceri sau la prânz. Vera era convinsă că totul era în regulă cu ei, că ea și Vladimir avea o familie minunată. Da, soțul ei întârzia adesea și pleca în delegații, dar asta doar pentru că muncea din greu, construia și dezvolta afacerea, câștiga bani pentru a întreține decent familia. În imaginea lumii Verei, lucrurile stăteau așa. Doar așa. Dar simplitatea e mai rea decât furtul. Și ea a plătit un preț mare pentru naivitatea ei. Cum și-o imagina Vera când mergea la biroul soțului ei. Că va intra brusc, ochii soțului ei se vor aprinde de bucurie. Se vor îmbrățișa, pentru că astăzi este ziua lor, sărbătoarea lor, ziua familiei lor. Din păcate, totul a ieșit cu totul altfel. Urcând la etajul centrului de afaceri unde se afla biroul lui Vladimir, soția s-a îndreptat imediat spre holul unde se afla biroul soțului ei. În fața lui era o recepție destul de mare. Pentru a găzdui vizitatori și cei care așteptau o audiență. De obicei, stătea acolo secretara lui Vladimir, Elena. Doar că ușa de la recepție era închisă. Vera a intrat, secretara nu era la locul de muncă. Ciudat. Poate a ieșit după o cafea sau la toaletă. Gândul i-a trecut prin minte soției lui Vladimir. Ar trebui să bată la ușa biroului soțului ei? Nu, nu e nevoie. Cu siguranță dacă ar fi avut o ședință sau vizitatori, secretar ar fi fost aici. Așa s-a gândit Vera și a pășit cu încredere spre ușile din spatele cărora se afla biroul soțului ei. Era gata să deschidă ușa când a auzit un sunet destul de ciudat înăuntru. Un fel de hohot vesel, parcă se auzea o voce feminină. Până acum, nimeni nu o crede pe nenorocita femeie când povestește această istorie, dar adevărul absolut este că, Chiar și în acel moment, nu i-a trecut prin minte ideea că Vladimir era ocupat cu altceva decât cu munca. Vera ar fi putut avea o sută de explicații în cap. Nu avea nici cea mai mică îndoială în fidelitatea soțului ei, în dragostea lui pentru ea. Inima nu i-a bătut mai tare și nu i-a stat în loc în așteptarea fricii. Nu, nu a fost nimic de genul acesta. Poate că prostie și naivitate, da dar Vera era încă convinsă că adevărul era de partea ei. Era sigură. O femeie trebuie să aibă încredere în soțul ei. Altfel, care este sensul căsătoriei? Da, o astfel de filosofie. Fie ai încredere, fie nu merită să te căsătorești deloc. Căsătoria se bazează pe încredere, dragoste și înțelegere. Dacă ai dubii, nu o face de aceea ea nu avea nicio îndoială. Tocmai de aceea Vera a deschis brusc ușa. Nu se aștepta să vadă nimic atât de nenorocit. Inima i-a căzut literal când a văzut-o pe Elena, secretara soțului ei, stând pe genunchii șefului pe canapia și sărutându-le. Se prosteau, râdeau. Probabil de aceea nu a observat-o imediat pe Vera, care a încremenit în ușă. Nu putea să-și ia ochii de la ei, Pur și simplu a încremenit tăcută, ca o statuie de gips. Tânăra amantă se învârtea în jurul lui Vladimir, iar soția înșelată nu putea scoate un cuvânt. Ce mai, se pare că nici nu respira. Se simțea ca și cum ar fi fost călcată în picioare de tramvaie, dacă ar fi suspectat ceva, ar fi auzit diverse zvonuri, ar fi vorbit cu cineva. Probabil că așa ar fi fost mai ușor, ar fi fost pregătită moral și intern, dar așa. Efectul surprinderii a fost multiplicat de durerea vieții care se spărgea în bucăți. Tot ceea ce credea nenorocita Vera înșelată, tot ceea ce prețuia, tot ceea ce era mândră, a murit într-o clipă, aici și acum. Groasă, șoc, amorțială, totul deodată și totul ca un tăvăluc peste ea. Vera a continuat să privească bacanalia și nu a putut să se adune pentru a face măcar ceva pur și simplu se uita la soțul care râdea, care era îmbrățișat și sărutat de o tânără fată, stând pe genunchii lui. Soția înșelată simțea cum îi se umple fața de roșiață. Primul care a observat-o a fost Vladimir. Se pare că a simțit privirea insistentă a soției sale. A albit, fața ei s-a stins literal, Vera a văzut asta foarte bine și și-a amintit foarte bine. Toate evenimentele din acea zi erau acum pentru ea ca la încetinitor. Vera, ce faci aici? A exclamat Vladimir. Ce e cu tine? A înțeles greșit. A adăugat el neclar, aparent ca o scuză. Și ce e de neînțeles aici? Așa e? A întrebat din nou Vera. Își asculta vocea ca și cum ar fi venit din exterior. Nu a tremurat, nu a bâlbuit. Din potrivă, părea să fi dobândit o notă metalică. Elena, ieși afară. I-a aruncat el repede secretarei. Amanda nu era nici ea încântată de circumstanțele în care se afla din întâmplare. Încheindu și bluza din mers, tânăra a încercat să treacă pe lângă Vera, care stătea în continuare în prag și nu se mișca. Pot să trec?" A întrebat ea nesigur pe rivala sa. Dar nu vrei să rămâi? Se pare că nu ne ești străină. Omul, Elena, a întrebat soția cu răutate. Desigur, nu-i părea rău de amanta soțului ei, dracu știe de ce. O cunoștea pe Vera, știa că șeful era căsătorit de mult timp, deci ce-și permite. Comportamentul lui Vladimir nu avea nicio scuză dar tânăra ar fi putut foarte bine să refuze o astfel de relație. Nimeni nu o forța. Vera o văzuse deja pe Elena foarte mulțumită de situație, cu doar câteva minute în urmă. Tânăra se frământa nesigură lângă ea, dorind să scape. Și să scape de această scenă melodramatică. Dute, s-a dat Vera la o parte pentru a elibera calea. Închizând ușa după amanta soțului ei, a mers în adâncul biroului și s-a așezat pe un scaun. Ambii soți se aflau într-o stare groaznică și nu știau ce să facă, ce să spună. Vladimir era uluit de neașteptare, de faptul că fusese prins în flagrant, iar Vera își aduna cu greu forțele după șocul suferit. În cele din urmă, după o scurtă pauză, i-a pus soțului ei întrebarea principală care o chinuia. Vladimir, pur și simplu nu pot să cred. De ce? De ce ai făcut toate astea? Ce nu ți-a ajuns? Totul mi-a ajuns, dar... Sunt bărbat, mascul, Vera. E în natura mea să fiu un vânător. Am nevoie de asta ca de aer. Termină. Nu lua în seamă, gândește-te, ce e așa grav. Te iubesc, iar asta. Bărbatul a dat din cap spre ușă e doar o atracție fizică, nimic mai mult. O aventură lipsită de sens. Vera s-a schimbat la față după cuvintele soțului ei. Se aștepta la scuze, la pocăință, la asigurări că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată, dar nu era deloc pregătită pentru faptul că soțul ei se considera îndreptățit și nu simțea nicio vină. Vladimir, dar dacă asta înseamnă multe? Pentru mine? L-a întrebat ea din nou pe soțul ei după o scurtă pauză. Atunci e foarte stupid din partea ta. Credeam că ești mai inteligentă. Toți bărbații își înșală soțiile, eu nu fac excepție, de ce să mă simt vinovat? A atacat, chiar a atacat, Vladimir. Așa este. De ce nu mi-ai spus de la început că pentru tine căsătoria nu e posibilă fără infidelitate? judecând după ce spui, Elena nu e deloc prima, nu-i așa? Dacă știam, poate că nu m-aș fi măritat cu tine. Nu te-ai gândit la asta? A încercat să-l convingă femeia, să-i transmită punctul ei de vedere. Doamne, ce prostii spui! A răspuns Vladimir ridicând tonul. De ce începi acum cu asta? Există anumite lucruri care nu se spun, care se subînțeleg. Tu chiar nu știai. Construcția socială a căsătoriei în viziunea lui era că soțul înșală, iar soția deșteaptă se preface că nu știe. Era oare o descoperire pentru ea? De ce să vină pur și simplu, fără să anunțe? Cine face așa ceva? Vroiam doar să te felicit pentru aniversarea căsătoriei, a spus Vera nedumerită. Tot ce spunea soțul ei era o revelație pentru ea. Nu avea habar că el gândește așa, că de fapt este o cu totul altă persoană. Se pare că în toți acești ani de căsătorie nu l-a cunoscut cu adevărat pe soțul ei. Bine, verișoară, soțul s-a ridicat de pe canapia și s-a apropiat de ea, încercând să o ia de mână. Hai să respirăm adânc puțin și să ne liniștim, bine? Vera și-a retras mâna și, privind soțul în ochi, a spus. Crezi cu adevărat că pot să iert și să uit tot? Să scot din minte tot ce s-a întâmplat? Să trăiesc în continuare ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat? Să știu că mă înșel la tot pasul și să zâmbesc, să mă prefac că nimic nu se întâmplă? În ochii ei au apărut lacrimi. Cred că ar trebui să discutăm despre asta acasă, nu aici, și înainte de asta ar trebui să ne liniștim amândoi, a răspuns Vladimir calm. Calmul lui, siguranța de sine o exasperau și o scoteau complet din minți. Ar fi înțeles cereri de iertare, scuze, explicații. Dar așa, calm, ca și cum ea nu ar avea încotro decât să se supună și să închidă acest capitol, trecând peste tot. Nu. Știi ceva, nu cred că vom mai vorbi despre asta. Te părăsesc, Vladimir. Acum, când te-ai dezvăluit, nu mai vreau să fiu soția ta. M-am îndrăgostit de altcineva. Am trăit, după cum credeam, cu o altă persoană. Dar ce faci? S-a mirat Vladimir. Se pare că nu era deloc pregătit pentru o asemenea turnură a evenimentelor. Acum ești agitată, nervoasă, obosită. Oare merită să iei asemenea decizi așa, pe negândite? Și cum ar trebui? Nu te pot ierta. Tu chiar te-ai auzit. Nici măcar nu te-ai scuzat, și în general ai spus deja tot ce trebuia să știu. A răspuns Vera calm. Bine, iartă-mă, nu am dreptate, desigur, a bâlbuit deodată soțul. Vai, Doamne, ce faci? De ce să spui așa ceva doar de dragul formei? Ai spus deja că pentru tine asta e normal. Deci la ce bun scuze ipocrite acum? S-a enervat soția. Și ce vrei de fapt? Ți-am spus deja ce gândesc, dar nu e bine. Îmi ceri scuze, dar iar nu-ți convine, a izbucnit soțul. Gata, am vorbit, am terminat, a oftat Vera și s-a ridicat să plece. Bine, a furiat soțul, poți merge unde vrei, deci. Unde te vei duce? Unde? Și ține minte un singur lucru simplu. Nu vei primi nimic de la mine după divorț, iar Ilie va rămâne cu mine. Ție clar? Vera se uita la soțul ei, la fața lui roșie de furie, și nu-l mai recunoștea. În fața ei era ca un străin, nu soțul ei drag și familiar. Ia. S-a mai uitat la el câteva secunde cu atenție, apoi a ieșit, fără să spună nimic. Ce era de spus? Să intre în conflict verbal cu el? Poate chiar să se bată? La ce ar fi dus asta? Vera a încercat să vorbească normal, ca un om, dar nu a ieșit nimic. Tot ce s-a întâmplat în ultima oră a fost un șoc real pentru ea. Nici nu își putea imagina că așa ceva se poate întâmpla în viața ei. Ce prostie și vulgaritate! Mai ales, îi se părea arogant că o astfel de scenă era imposibilă în viața ei, pentru că Vera era alta, toate astea o vor ocoli. Și iată-o mergând spre mașină, încercând să-și stăpânească lacrimile, cu un gheață reală în suflet. Vera a condus acasă aproape fără gânduri, concentrându-se pe drum, neavând puterea să retrăiască în minte ce s-a întâmplat, cuvintele soțului ei. Când își amintea de ele o străbătea un fior. A spus atât de repede, fără să se gândească, că pleacă. În adâncul sufletului, Vera putea recunoaște că spera ca acest lucru să-l afecteze pe Vladimir, că el își va cere scuze sincer. Voia să vadă în ochii lui că are nevoie de ea, nu doar ca funcție, ca mama fiului lui, ci ca femeie iubită, dar asta nu s-a întâmplat. Din potrivă, a provocat o reacție monstruoasă din partea lui Vladimir, o criză care a făcut totul și mai rău, a făcut imposibilă împăcarea. L-ar fi putut ierta pe soțul ei? Se pare că nu mai conta. O astfel de abordare ar avea sens doar dacă Vera ar fi văzut dorința soțului ei de a fi iertat, dar cum rămâne cu asta? Mai ales că Vera avea o întrebare dificilă, care era cu adevărat importantă și avea o importanță critică. Acum el va veni acasă. Ce să facă mai departe? Era dezorientată, nu știa deloc ce să facă. Să rămână cu soțul ei, să doarmă în același pat cu el, să comunice ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat după tot ce se petrecuse, era imposibil. Instinctul ei de femeie respingea categoric această opțiune. Vera nu avea nicio intenție să rămână acasă cu Vladimir. Nu voia să respire același aer cu el. Pe lângă faptul că era un trădător, se dovedea a fi un om complet diferit. Cum nu a observat asta atâția ani? Cum a reușit să ascundă asta atât de mult timp? Vladimir îi spunea adesea soției sale că o iubește, dar oare era adevărat? Sau pur și simplu era convenabil cu Vera? De mult timp era doar o parte a decorului casei lui preferate. Gata, ajunge, s-a oprit femeia, promițându-și să nu se mai gândească la lucruri care nu mai aveau importanță. Dar gândurile continuau să invadeze mintea. Acum era important altceva. Avea două probleme care trebuiau rezolvate imediat. Unde să meargă de la soțul ei? Cum să-l ia pe ilie cu ea? De altfel, Vladimir putea lua fiul de la mamă. Doar gândul la asta o făcea să tremure de groază. Singura speranță era că soțul ei spusese asta la nervi, doar pentru a o speria pe Vera, a o răni, a o opri. A reușit cu greu să ajungă acasă. A fost norocoasă că abilitățile sale de conducere erau la nivel instinctiv, că șofatul nu o împiedica să gândească, pentru că panica creștea în ea cu o viteză uimitoare. Gândurile despre Vladimir. Despre infidelitatea lui, despre trădare, deja trecuseră pe plan secund. Aceasta a fost doar cauza inițială. Trebuia pur și simplu să o accepte ca pe un fapt. Din păcate, acum existau probleme mai importante. Vera, adună-te! A făcut un exercițiu de autoantrenament. Poți plânge mai târziu. Acum este timpul să iei decizi importante ești în primul rând mamă. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru fiul tău. Nu fi proastă. Doar conștientizarea amplorii obligațiilor față de Ilie o ținea pe Vera pe linia de plutire, îi mobiliza resursele interne. Existau o mulțime de întrebări care trebuiau rezolvate. Cât mai curând posibil, ce să facă, unde să meargă? Desigur, varianta de a se muta la părinți era evidentă dar cât de constructivă era la urma urmei vladimir îi va căuta acolo în primul rând ce se va întâmpla dacă soțul ei va veni și va încerca să ia fiul cu forța desigur oleg petrovic va încerca să nu permită asta dar cum se va termina totul o oh, doamne cât de complicat este totul de ce așa totul era perfect dimineața dimineața S-a oprit Vera. Dimineața erai pur și simplu încă în neștiință fericită. Dar totul era deja departe de a fi în regulă de mult timp. Este clar că îți place coconul tău confortabil. Dar să spui că totul era perfect este pur și simplu o blasfemie. Femeia, după o scurtă divagație lirică, se forțează să revină la subiectul principal. Ce ar trebui să facă? ce ar fi în interesul lui Ilie. El este prioritatea principală, la el ar trebui să se gândească în primul rând. Situația este complicată de lipsa resurselor financiare proprii. Vera lucrează doar pentru satisfacția personală, soțul fiind principalul susținător al familiei. Acum, ce se va întâmpla? Mai mult, spre deosebire de Vladimir, Vera nu are relații și cunoștințe influent. Nu are cum să se compare cu soțul ei. Ce se va întâmpla dacă el o va denunța la protecția copilului, va da în judecată pentru stabilirea domiciliului lui Ilie și va cere custodia exclusivă a fiului? Panica o cuprinde, scenariile una mai neagră decât alta îi trec prin minte. E greu să gândească rațional când frica te copăleșește, iar pentru o mamă ce poate fi mai cumplit decât teama de a-și pierde singurul copil? Singura speranță este că soțul ei a spus-o doar ca o amenințare, fără intenția de a o pune în practică. Pe fondul acestui șoc și stres teribil, Vera încearcă să alunge din minte toate gândurile care nu au legătură cu problema urgentă. Cu greu reușește. Orice s-ar strădui să inventeze ceva mai bun, nu găsește nicio soluție. Se pare că nu are altă opțiune decât să-l ia pe Ilie și să se ducă la părinți. Acolo, la fața locului, va discuta cu mama și tata. Cu siguranță, împreună vor găsi o modalitate de a-l proteja pe băiat. Cel puțin, Vera va avea alături un sprijin de nădejde. Alternativa ar fi să fugă undeva departe cu fiul ei, unde Vladimir nu i-ar putea găsi. Dar este o variantă riscantă, cu prea multe necunoscute și prea multe riscuri. Mai mult, fuga este o soluție extremă. Iar cel mai mare dezavantaj, cum va explica Vera această aventură fiului ei? Deja o preocupă faptul că divorțul părinților va fi o încercare serioasă pentru psihicul băiatului. Oricum ar fi, pentru un copil este întotdeauna un stres. Cum să-i spună totul? Cât de sinceră să fie? Atâtea întrebări. Măcar dacă cineva i-ar da un răspuns. În ciuda nedumeririi și a gândurilor tulburătoare, Vera nu stă degeaba. Înțelege că timpul se scurge și nu are voie să se intersecteze cu Vladimir. Unde o fie el acum? Poate a pornit deja pe urmele ei. Pentru a evita escaladarea scandalului, Vera a acționat rapid. A strâns tot ce era necesar: documente, manuale, caiete, haine pentru ea și pentru fiul ei. Nu era timp de pierdut, de regrete sau de lamentări. După ce a pus două valize în portbagajul mașinii, Vera a decis să meargă imediat la școala lui Ilie. Mai era o oră până la sfârșitul cursurilor, dar Vera nu voia să riște. Vroia să ajungă din timp și să fie sigură că Vladimir nu îl va lua pe Ilie. Restul timpului l-a petrecut ca pe Tresărea la fiecare mașină care semăna cu cea a soțului ei nervii o copăleșeau. Când Ilia a apărut pe peronul școlii, Vera a pus pe față un zâmbet de circumstanță, menit să distragă atenția băiatului. Salut, dragul meu, cum a fost ziua? A încercat să se comporte cât mai natural, ca de obicei. Salut, mamă! Bine! Cred că am scris bine teza la matematică. Rezultatele vor fi în două zile. Am împărtășit băiatul, conform obiceiului. Minunat! Ce-ar fi să mergem la o înghețată? La cafenea ta preferată? Ura! Vera a vrut în mod special să ducă fiul ei într-un loc neutru, pentru a-l pregăti pentru ideea că vor locui temporar departe de casă. Dorea ca schimbările bruște să nu îl afecteze pe Ilie și să se petreacă cât mai imposibil pentru el. Stând la masă și observându-și fiul cum devorează înghețata sa preferată cu aromă de căpșuni, Vera a inițiat cu prudență conversația pe care o planificase. Ascultă, ce părere ai să stăm temporar la bunici? De ce? Singur? Voi pleca undeva cu tata? Băiatul a devenit imediat vigilent. Nu, nu. Voi fi cu tine. Mă gândeam că poate le este dor de noi. Ce zici? Femeia a încercat să fie subtilă. Nu știu. Băiatul a ridicat din umeri. Și tu ce zici? Te-ar deranja. Sincer să fiu, și mie mi-e dor de ei, dar nu pot sta singură cu ei fără tine, de aceea te întreb. Vera a realizat că îl manipulează pe fiul ei și îl pune sub presiune, dar ce altceva putea face? Nu era încă pregătită să-i spună tot despre divorțul iminent, nu astăzi, cu siguranță. Dacă tu vrei, hai să mergem! a acceptat Ilie pe un ton calm. Minunat! Tocmai am adunat lucrurile noastre. Poate plecăm chiar acum? Chiar dacă fiul ei a fost surprins, nu a dat de înțeles și nu a pus nicio întrebare. Vera a răsuflat ușurată. Era suficient că o aștepta o discuție serioasă și o explicație cu părinții ei. Cel puțin conversația cu fiul ei putea fi amânată pentru mai târziu. După doar 40 de minute, Vera a parcat mașina în fața casei părinților, unde au fost întâmpinați cu bucurie de mama și tata ei. Au ieșit să-și întâmpine fica și nepotul. Salut! Ce surpriză plăcută! Ilie, dăm să te pup! cât de mult mi-a fost dor de tine. S-a bucurat de sosirea familiei Galina Borisovna. Tatăl, se pare, a bănuit imediat ceva, dar nu a vrut să o întrebe pe Vera în fața nepotului. Salut! Am venit să vă vizităm. Și nouă ne-a fost dor. A explicat fiica vizita sa cu o veselie prefăcută. Seara a fost destul de tensionată. Se vedea că părinții așteptau cu nerăbdare ca Ilia să meargă la culcare pentru a putea vorbi cu fica lor în privat, față în față. După ce l-a culcat pe fiul ei, Vera a coborât în sufragerie și a dat peste două perechi de ochi care așteptau tăcuți răspunsuri. Tată, mamă, o să stăm la voi o vreme, bine. A întrebat Vera intant. Ce s-a întâmplat? Nu te preface, suntem deja pe jar, a întrebat-o direct Oleg Petrovici. Astăzi, cum vă amintiți, este aniversarea nunții noastre cu Vladimir. Nu am reușit să-l felicit dimineața și m-am gândit să trec pe la biroul lui. Și l-am văzut acolo cu secretara lui. Bineînțeles, totul s-a terminat cu o ceartă, cu amenințări din partea lui că nu mi-l va da pe Ilia. Am fugit repede acasă, am strâns tot ce era necesar. L-am luat pe Ilia de la gimnaziu și am venit la voi. Vera s-a adunat pentru a expune totul pe scurt, dar detaliat, pentru a nu mai răspunde la întrebări suplimentare. În ochii mamei a văzut groază și frică. Galina Borisovna era foarte supărată. Cum, fică, și ce crezi că se va întâmpla mai departe? Mi-aș dori să știu și eu. Deocamdată mi-am oprit mobilul dar simt că mai devreme sau mai târziu va apărea aici, a împărtășit Vera îngrijorările sale. Fi nu vom da nepotul nimănui, a asigurat-o pe fiica sa Oleg Petrovici, intuind imediat principala frică a fiicei sale. Sunt două aspecte aici, tată. Îmi este teamă de modul în care va încerca să-l ia pe Ilia, cine știe ce se poate întâmpla. Până unde va ajunge în dorința lui de a mi face rău? Și, Desigur, al doilea aspect, nu mai puțin important. Vladimir, venind aici și făcând un scandal, va dezvălui astfel toate cărțile lui Iliei. Eu nu i-am spus încă nimic, nu știu cum să abordez acest subiect, ce să răspund la întrebările pe care le va pune. Problema trebuie rezolvată pe măsură ce apar, nu trebuie să te îngrijorezi în avans, a rezumat tatăl. Oh, întotdeauna ești la fel, Oleg, a intervenit Galina Borisovna. Cum să nu își facă griji? Îți închipui câte lucruri i-au căzut pe cap azi. Totul s-a prăbușit. Pe această bază aproape că a început o a doua ceartă în familie. Părinții erau foarte îngrijorați de situația verei, iar emoțiile se manifestau în exterior. Dezbaterile interioare au fost întrerupte de sunetul brusc al unui motor. Vera a simțit imediat cum inima îi bătea înspăimântată de frică. Uitându-se afară, a confirmat cele mai rele temeri ale sale. Vladimir a păruse. Stai aici, bine. Voi încerca să ies și să vorbesc cu el în particular, să-l liniștesc, a spus Vera și s-a retras pe stradă. În momentul în care a ieșit pe verandă și a văzut privirea soțului ei, a înțeles imediat că temerile ei nu erau nefondate. Vladimir era furios. Nu-și pierdea timpul și a strigat imediatul proastă. Unde ai dus fiul meu? De ce l-ai luat fără să mă anunți? Și încă ți închizi telefonul. Crezi că asta e normal? Vladimir, te rog, mai încet. Copilul doarme, a încercat ea să răspundă pașnic. Dar tot o să-l trezești. Îl iau. Imediat. Nu. Știi bine că nu-l dau. Doar peste cadavrul meu. Așa că acum nu ai să obții nimic altceva decât să-l sperii și să-l trezești pe băiat. Vera încerca să vorbească în șoaptă, ferm și calm. Deși își dorea să răspundă la fel de tare și să se opună strigătelor, ar fi intensificat și mai mult furia lui Vladimir. Și ar fi trezit cu siguranță și l-ar fi speriat pe Ilia. Nu trebuie să mă înveți a explodat soțul. Tu ai plecat. Ei bine, asta e alegerea ta, nimeni nu îți ține calea. Ce legătură are fiul meu cu asta? El este al meu. Este al tău la fel de mult ca al meu. Și acum demonstrezi niște calități nu tocmai bune. Părintești. Acum, când sunt pregătit pentru orice. Orice, ca să mă faci să sufăr nu e prea multă onoare, scumpo. Astfel de ca tine sunt mii. Știi câte femei visează la locul tău. Mai tinere, mai frumoase. Vladimir încerca din toate puterile să o scoată pe Vera din sărite. Să o facă să sufere cât mai mult. Mă bucur să aud asta, a răspuns soția reținut. Înseamnă că locul meu nu va fi gol mult timp. Îți găsești pe cineva mai bun, sunt de acord. Fi fericit, Vladimir, nu te urăsc. Doar te rog frumos, uman. Hai să rămânem în relații normale pentru binele fiului nostru. Divorțul nu va fi ușor pentru el oricum. Hai să facem tot ce putem să. Ce? A îndrăznit să o întrerupă curva. Fără să-i dea voie să termine, Vladimir a întrerupt-o pe soția lui. Cine crezi că ești tu? Va fi așa cum spun eu. El a bubuit, fața i-a devenit roșie ca o roșie, chiar și albul ochilor s-a umplut de sânge. Ce pot să zic? Am încercat, a expirat ușor Vera. Acum pleacă, tot nu-ți voi da fiul. Fără să se uite înapoi, femeia s-a îndreptat spre casă și, închizând imediat ușa, s-a prăbușit jos, așezându-se pe podea de neputință. Vladimir bătea în cu toată puterea și striga, u tot îmi voi lua fiul. Auzi, ticăloasă, nu crede că ai învins. Vera tăcea, ce altceva era de făcut. A încercat să găsească un compromis sănătos, călcând în picioare propria mândrie. Și ce a ieșit din asta? Eși afară, bandit! A strigat Galina Borisovna. Sau chem poliția acum! Ca răspuns, Vladimir a izbucnit în și mai multe țipete și amenințări. Oleg Petrovic, pe al cărui chip se citea furia, era gata să iasă să vorbească cu ginerele ca un bărbat. Vera l-a apucat pe tată de mână în ultimul moment și a șoptit cu o voce imploratoare, Te rog, nu merită, nu va fi nimic bun. Tot nu va ieși nimic din asta, doar necazuri. Tatăl a ascultat. Desigur, el însuși își dădea seama că aceasta nu era o soluție, dar cât de mult își dorea să-l învețe minte pe ticălos. Vladimir a mai strigat, s-a lovit de ușă, revărsându-și neputința. Se pare că, când a înțeles că nu va primi reacția dorită, a decis să plece. Abia când mașina soțului a dispărut după colț, toți au putut să tragă un suspin de ușurare. Mă duc sus să văd cum e Ilie, a spus Vera. Ei venea să plângă cu disperare, voia să se spele sub duș, să spele de pe ea această zi și, în același timp, să plângă cum se cuvine. Dar acum nu era timp pentru asta. Trebuia să-l liniștească pe Ilie, să vorbească cu el, să-i explice ce s-a întâmplat, doar cum, ce să-i spună. Desigur, nu s-a înșelat. Lumina era aprinsă în camera fiului ei, el stătea pe pat și, după expresia feței lui, era foarte îngrijorat. Ei bine, dragul meu, te-am trezit. Cum a putut Vera să întrebe mai faiersc? Mamă, ce s-a întâmplat? De ce a strigat tata așa? A întrebat Ilie cu lacrimi în ochi. Ea s-a așezat lângă el și l-a luat pe băiat în brațe. Acum știa ce să spun adevărul. Nu-l va umili pe Ilie cu minciuni. Așa cum au făcut cu ea. Da, iartă-mă, te rog. Am vrut să te protejez de problemele adulților. Probabil că a fost nedrept. Chestia e că astăzi am aflat. Că tatăl tău m-a trădat. Are o nouă iubită. Ne-am certat. Nu vreau să-l văd deocamdată. Așa că am venit cu tine la bunici. Am nevoie de timp, înțelegi. Băiatul o privea pe mama lui cu ochii larg deschiși. Dar de ce a strigat așa, dacă el e vinovat? Înțelegi, fiule, oamenii maturi nu se comportă întotdeauna rațional, mai ales când sunt supărați. Și ce se va întâmpla mai departe, mamă? Veți divorța? Cel mai probabil, Ilie. Dar trebuie să știi că relația dintre mine și tata este doar între noi. Nu te afectează în niciun fel, și eu, și tata te iubim, înțelegi. Vera încerca să-i explice băiatului principalul lucru. Nu voia ca el să se simtă vinovat pentru nimic și, cu atât mai mult, să creadă că divorțul îi va afecta viața. Singurul lucru care se va schimba este că nu vom mai locui împreună. Dar, promit, vom sta de vorbă cu tata. Vom avea o discuție serioasă și pașnică, și vom încerca să facem tot posibilul ca despărțirea noastră să te afecteze cât mai puțin. Ca răspuns la cuvintele mamei sale, Eli a dat doar din cap din cap, iar Vera a văzut lacrimi în ochii lui. Ei bine, te rog, nu plânge, altfel o să plâng și eu, bine. Voia să-i distragă atenția fiului. Mai bine spunem ce ai vrea să faci. Mâine e sâmbătă. Nu-i așa? După ce a discutat cu fiul ei despre subiecte mai vesele, nu era deloc sigură că a reușit să-l distragă de la gândurile triste, dar măcar a încercat. Vera nu știa dacă a făcut bine, dacă a meritat să-i spună totul băiatului. Oboseala a cuprins-o, abia acum Vera a realizat cât de mult o epuizase ziua de azi. Cu ultimele puteri a ajuns la baie să se spele pe față, de duș nici nu mai putea fi vorba. Vera era pur și simplu extenuată. Dar, imediat ce capul i-a atins perna, totul a dispărut brusc. În loc să doarmă, a plâns în pernă ca un copil, încercând să nu scoată niciun sunet. Nu voia să fie miluită. Trebuia să dea curs emoțiilor pe care le reținuse în ea toată ziua. Și-ar fi putut imagina Vera dimineața. Când s-a trezit astăzi într-o stare de spirit bună, așteptând cu nerăbdare sărbătoarea, că ziua ei va fi așa. S-a auzit o bătaie în ușă, care a distras-o de la gândurile triste și deprimante. Ștergându-și rapid lacrimile, Vera a spus-o intră. Era mama ei. Cum te simți, fetițo? A întrebat Calina Borisovna, așezându-se pe pat lângă fica ei. Sincer să fiu, am mai fost și mai bine. Vera a încercat să zâmbească cu greu. Nici eu nu pot dormi, Verușca. Trebuie să-ți mărturisesc ceva. Mama abia găsea cuvintele. Se vedea clar că era greu pentru ea. Chestia e că eu și tata știam de mult timp că Vladimir te înșală. Nu știam ce să facem. Se întrebau, poate că tu știi și construiești o iluzie, o fațadă a vieții de familie. Acum mă miustru. Poate că ar fi trebuit să spun imediat, nu-i așa? Pentru Vera, această informație a fost un șoc. Deci, toți știau, doar ea, proasta, trăia în neștiință. Dar era oare vina părinților și a celor din jur? Tăcerea lor era o problemă cu două tăișuri. Mamă, te rog, nu mai continua, a răspuns Vera după o scurtă pauză de gândire nu știu dacă ar fi trebuit să-mi spui. Nici eu nu știu cum aș fi reacționat dacă aș fi fost în locul cuiva care știe secretul alt cuiva. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dacă e cineva care ar trebui să-și pună cenușă în cap, cu siguranță nu ești tu. Vladimir a procedat josnic, m-a trădat. Nu voi. O piatră s-a rostogolit de pe inima Galinei Borisovna. Se temea că fii ca ei, Aflând despre asta, o va certa și o va întreba de ce nu i-a spus mai devreme. Ce te gândești să faci acum, după vizita lui Vladimir de astăzi? Mamă, sincer să fiu, acum am doar o mulțime de întrebări în cap. Și sunt sute. Ce să fac în continuare? Cum să trăiesc? Cum să-l cresc pe Ilie? Cum să-l împart cu Vladimir? Unde să mă angajez? Cum să-mi organizez viața? Și asta e doar ce e la suprafață. Sunt sigură că sunt mai multe, a răspuns Vera cu tristețe. Sărmana mea fată. Galina Borisovna a mângâiat-o pe fica ei pe cap. Hai să încercăm să dormim, poate. Poate că dimineața e mai înțeleaptă decât seara. Cam povestea cu Carl Tohara. Mă voi gândi la asta mâine, a zâmbit Galina Borisovna. Așa e. Desigur, toate astea sunt doar o utopie. Dimineața nu a adus nicio îmbunătățire. Nici o problemă nu a dispărut pur și simplu prin magie. Din păcate, nu a devenit mai ușor. Vera se confrunta cu tot mai multe probleme. Se agita, încerca să acopere găurile care apăreau aici colo. Aproape toată viața ei adultă conștientă fusese căsătorită. Chiar și de asta, după cum se dovedea, nu era ușor să te dezobișnuiești. Un soț, un soț bun și normal, este un număr pe care te poți sprijini, este o protecție. Desigur, Vera avea ajutor, părinții ei se dădeau peste cap să o ajute pe fica lor, nu se știe ce ar fi făcut ea fără ei. Chiar și să-ți imaginezi asta e terifiant. Și totuși, tot nu era ușor. Aproape două luni au trecut de la acea zi fatidică când femeia a decis să-i facă o surpriză soțului ei. A obosit-o, a transformat-o literalmente într-un alt om. Acum privea lumea și oamenii cu alți ochi. Înainte îi se părea că este o femeie slabă, dar acum a realizat că era doar o iluzie. Circumstanțele s-au schimbat, ea s-a adaptat, caracterul ei s-a schimbat. Nu era timp de plâns și tânguiri, trebuia să acționeze și Vera făcea totul singură. Nici ea nu se aștepta să poată depăși totul cu atâta tărie, să reziste și să facă față tuturor problemelor care au căzut peste ea dintr-o dată, dar nu, încetul cu încetul, a reușit să realizeze ceva. Cea mai importantă realizare a fost că Vera a încetat să se teamă că nu va putea face ceva. Știa că poate și încă cum. Alături de ea erau oameni care o ajutau, care nu o vor trăda niciodată. În general, avea mâini și picioare sănătoase, fiul ei era lângă ea și era sănătos, părinții ei erau sănătoși, vioi și veseli. De ce să se plângă? Avea oare dreptul să murmure împotriva sorții? Din potrivă, trebuia să fie recunoscătoare și să se bucure. Soțul ei a înșelat-o, dar a divorțat, și ce? Este sfârșitul lumii? poate pentru unii, dar Vera a decis ferm că aceasta nu este calea ei. Este puternică, are ajutor și sprijin, are un suport. Și, în plus, nu voia să-i ofere lui Vladimir un cadou atât de luxos. El voia să o învingă, dar naiba să o ia, nu se va preda. Miza luptei era fiul ei, iar aici oricine ar găsi puterea de a se mișca. Principala problemă pentru Vera a devenit căsirea unui loc de muncă. Era extrem de important. În primul rând, avea nevoie de bani. În al doilea rând, dacă ar fi fost un proces pentru custodia lui Ilie, cine ar fi dat un copil unei mame șomere? Cu ce l-ar fi întreținut? Femeia nu se mai sătura să se laude în sinea ei cât de bine a fost că a terminat totuși facultatea și a obținut diploma. Da! Nu a lucrat prea mult în timpul căsătoriei, dar a fost suficient pentru a demonstra angajatorului o oarecare experiență. Totul s-a aranjat destul de bine. A trebuit să alerge, să caute, dar Vera a găsit ceea ce își dorea. Desigur, nu a fost ușor, nu a obținut totul dintr-o dată. A trebuit să depună mult efort, dar ce era de făcut? Câte mame cresc singure copii? Niciuna și mai ales copii mici, care au nevoie de ochi vigilenți. Când devenea foarte greu, Vera se forța să se uite în jur și să privească lucrurile obiectiv, cât de norocoasă era. Cât de mult mai rău ar fi putut fi totul. O ajuta și o trezea la realitate. Nu mai voia să se plângă și să se compătimească. Părinții o ajutau foarte mult cu fiul ei, pentru care le era extrem de recunoscătoare. Avea unde să locuiască, mama se ocupa de gospodărie. Ce motive de tristețe mai putea avea? Era păcat să se plângă. De cele mai multe ori, disperarea era provocată de autocompătimire pur emoțională. Era deosebit de dificil după ce vorbea cu fostul ei soț. Părea că Vladimir și-a propus să o distrugă pe fosta lui soție cu orice preț. Din partea ei. Încerca să discute problema în mod constructiv și să tempereze spiritele, dar totul era în zadar. Ce poți face când celălalt este jignit și pornit pe război? Comunicarea cu tutela, avocații și toate formalitățile și birocrația o epuizau cel mai mult. Îi lua o mulțime de timp, energie și, sincer să fiu, dorința de a trăi. Vladimir, la rândul său, făcea tot posibilul să o țină pe Vera în priză. Suna și scria de nenumărate ori pe zi, mereu cu amenințări. Știa ticălosul că nu îl putea ignora și profita de asta. Amenințările erau eficiente, nu e nimic de zis. Știa unde să lovească. Amenința că va face tot posibilul ca Ilie să rămână cu el. De ce faci asta? Vrei să mă pedepsești? Dar pentru ce, Vladimir? Eu ți-am făcut vreun rău? Eu te-am înșelat. Încerca să apeleze la logică și la bunul simț, dar totul era în zadar. Nu primea un răspuns constructiv la întrebare. Crezi că se răzbună pe tine pentru că ai plecat. A întrebat într-o zi Galina Borisovna, care a fost martora unei alte conversații a soților. Probabil. Dar nu în sensul în care crezi tu. Lui personal nu-i pasă de mine. O jucărie a fugit fără permisiune. A îndrăznit să nu asculte. Cum e posibil? Ce ticălos! Și ce spune avocatul tău? Nu are nicio șansă la custodia exclusivă. Nu, desigur. Dar îmi poate strica nervii la nesfârșit. Se distrează. Vera a oftat adânc. Ca în weekendul trecut, când a sunat și a spus pur și simplu, unul la aduc pe Ilie astăzi. Și gata, conversația s-a terminat. Are aceleași drepturi ca și mine. Face ce vrea. Și dacă aș face eu așa ceva, ar fi un motiv pentru a apela la tutela. Ci că eu împiedic relația dintre părinte și fiu. Ce ticălos! De ce să faci asta? Să folosești un copil în scopurile tale josnice. S-a indignat Galina Borisovna. Dar nu are alt mijloc de influență. Profită de ce poate. Totul era dezgustător, comportamentul lui Vladimir o făcea să nebunească și o uimea complet, neînțelegând cum și de ce. Din păcate, aceste întrebări erau pur retorice prin prieteni de încredere, au ajuns la ea zvonuri că Vladimir locuia deja în casa lor cu o nouă femeie. Mai târziu, informația a fost confirmată de Ilie, care a fost în vizită la tatăl său. Băiatului chiar i-a plăcut fata, a spus lucruri bune despre ea. Vera era mulțumită de asta. Visa să-și vadă soțul găsind o nouă distracție. Cel puțin așa ar fi apărut o speranță că ardoarea lui de a se răzbuna pe fosta soție s-ar mai diminua. Poate că o nouă iubită ar influența asta. Femeia a fost șocată când a aflat că noua pasiune a soțului ei nu era secretara, Elena. Frivolitatea soțului ei era uimitoare, cum nu a observat mai devreme că el era o fire atât de pasionată, ca să spunem ușor. După un timp foarte scurt, Vladimir s-a lăudat singur fostei soții într-o conversație telefonică. Apropo, știi, o să devin din nou tată în curând. Wow, te felicit din toată inima, a răspuns Vera cu sinceritate. Dar acest răspuns l-a înfuriat pe Vladimir. La ce se aștepta? La lacrimi? La faptul că ea va fi supărată? Că își va smulge părul din cap. Când sfârșit își va veni în fire și îl va ruga să se întoarcă? Era evident că, ca femeie, Vera nu mai era interesată deloc de Vladimir și de viața lui personală. L-a tăiat din viața ei și l-a uitat. Tot interesul ei se concentra doar pe copilul lor comun, pe viitorul lui. Acum ar fi putut să trăiască și să se bucure. De ce l-obseda atât de tare ideea de a-și înnebuni fostă soție? Acum avea tot ce își dorea. O nouă familie pregătită, chiar și un nou copil. Ce mai lipsea? Dar nu, Vladimir își făcea simțită prezența aproape zilnic. Oricât de mult s-a străduit Vera să fie detașată în conversațiile cu el, să vorbească calm, să nu fie nervoasă, nu a reușit. Singurul lucru bun era că a învățat să nu-i arate iritarea și nemulțumirea, să nu-i ofere satisfacția pe care o spera. Vera nu se plângea atât de mult pentru sine, cât pentru fiul ei. O enerva teribil faptul că el devenise un instrument în acest război absurd. O scotea din sărite mai ales faptul că ea, ca mamă, nu putea să-l protejeze în niciun fel, să-l ferească de asta. Indiferent ce făcea, indiferent la ce compromisuri era gata să meargă, Vladimir tot juca jocul manipulării. Cu o seară înainte, Vladimir a sunat din nou și a reușit să-i zdruncine nervii soției atât de tare încât ea a plâns mult timp după ce a încheiat conversația. Probabil a adormit din cauza epuizării. Vera s-a trezit cu o durere de cap groaznică din cauza sunetului telefonului mobil. Suna un număr necunoscut. Femeia se orienta greu în spațiu, nu știa unde se află și ce se petrece. Alo? a răspuns totuși la apel, insistentă fiind persoana care suna. Vera Olegovna? A întrebat un glas masculin sever. Vă ascult. Sunt inspectorul șef al serviciului rutier de patrulă, Nikiforov. Vera Olegovna, vă rugăm să veniți la spitalul municipal NR. 12 imediat. Este vorba despre soțul dumneavoastră. Doamne, da, ce s-a întâmplat? Cred că e mai bine să nu vorbim la telefon. După ce a stabilit să se întâlnească cu inspectorul în 40 de minute, Vera a început să se grăbească să se pregătească. Înainte de a pleca, s-a uitat la fiul ei, totul era în regulă, dormea. Se pare că mama îl culcase. A bătut la ușa dormitorului părinților ei, trebuia să-i avertizeze că pleacă. Galina Borisovna a ieșit. Ce s-a întâmplat? Mamă, nu știu. M-au sunat de la poliția rutieră și mi-au cerut să vin urgent la spitalul NR. 12. O să te sun. Bine? Ai grijă de Ilie? Desigur. Vera, dar cu cine și ce s-a întâmplat? A strigat mama. Cu Vladimir te sunt imediat ce aflu ceva mai multe. Nu voi dormi. Sună-mă imediat, ai grijă de tine. S-a îngrijorat Galina Borisovna. Vera era agitată, gânduri teribile îi invadau mintea, conducea cu viteza maximă admisă. Intrând în hol, l-a văzut imediat pe omul în uniformă și a fugit la el. Tu m-ai sunat. Eu sunt Vera. Da, Vera Olegovna, haideți să stăm jos! Dumnezeule, vorbiți, o să nebunesc acum! Soțul dumneavoastră, Vladimir Nikolaevici, a fost implicat într-un accident. Ce s-a întâmplat cu el? Acum este operat. Așteptăm! Stați puțin, nu e totul. Nu era la volan. O tânără conducea. Se pare că nu a putut controla mașina și a murit pe loc. Vera a simțit o durere cumplită în piept. Ce grozăvie! Vera Olegovna, tânăra nu avea documente la ea. Conducea mașina soțului dumneavoastră. Nu are asigurare. Știți cine este? Da, este noua concubina a soțului meu. O cheamă Tatiana, dar din păcate, asta e tot ce știu. Inspectorul lui s-au mărit ochii de atâta calm cu care soția a împărtășit informația. Suntem în divorț, a explicat Vera. Ah, am înțeles. Veți rămâne aici sau? Locotenentul major Nikiforov, se pare, nu știa cum să termine corect fraza. Desigur, voi rămâne aici și voi aștepta terminarea operației. Spuneți-mi, în ce stare este? A întrebat Vera. Sincer să fiu, e în stare gravă. Medicii luptă pentru viața lui. Lovitura a fost foarte puternică. Vladimir Nikolaevici nu era legat cu centura de siguranță și era biat. Vera abia se mai ținea pe picioare. Am nevoie de mine? Pot ajuta cu ceva? Aș dori să fac un interogatoriu scris, dacă sunteți în stare, a mărturisit inspectorul. Desigur, hai să facem asta, altfel o să nebunesc singură cu gândurile mele. Văzând cât de profund era afectată vera de cele întâmplate, inspectorul o privi chiorâș. Se pare că se întreba de ce divorțau, dacă femeia era încă atât de îngrijorată de soțul ei aproape fost. Măcar nu a pus întrebări personale. După ce a terminat cu formalitățile, l sunat pe mama. Aceasta a răspuns după primul apel. Se pare că într-adevăr nu a dormit și era îngrijorată. Ei bine, ce s-a întâmplat, fică? Mamă, e rău. Tatiana a murit pe loc. Vladimir e operat. Au spus că e în stare critică. Vera a început să plângă, dând frâu liber emoțiilor. Doamne Dumnezeule! Sărmana fată era însărcinată, a strigat Galina Borisovna. Da? E teribil, teribil de trist. Și pentru Vladimir. Acum o să stau aici. Trebuie să aștept sfârșitul operației, să mă asigur că e bine. Desigur. Mama s-a oprit și, după o scurtă pauză, a întrebat mai pe scurt: Și ce-i spun lui Ilie? Nu-i spune nimic deocamdată. Vin eu și îi spun tot. Aproape patru ore a stat pe hol. Așteptând și rugându-se. În cele din urmă, a ieșit un medic. Sunteți soția lui Fedorov? Eu sunt. Cum e? Operația a avut succes, este în viață. Din păcate, este prea devreme pentru a vorbi despre prognostice, a spus bărbatul, oftând adânc. Vă mulțumesc enorm. Adică, când ar trebui să vin? Mâine la prânz probabil vom ști mai multe deja. După ce i-a mulțumit din nou din suflet chirurgului, Vera s-a îndreptat spre casă. Plângea și îi mulțumea lui Dumnezeu că Vladimir era măcar în viață deocamdată. Speranța era deja enormă. Dimineața a trebuit să se elibereze de la serviciu și... Cel mai greu a fost să vorbească cu fiul ei. Vera a încercat să vorbească cât mai bâlând și mai calm, dar Ilie a izbucnit totuși în plâns. Tata va muri? Băiatul a pus o întrebare directă, care a făcut-o pe Vera să aibă frisoane. Fiule, nu știu. Îți promit că te voi ține la curent. Nu voi ascunde nimic și te voi duce la spital imediat ce va fi posibil. Suntem de acord. Bine. Ilie și-a șters cumva lacrimile. Mănuțule du-te în camera ta, bine. Nu trebuie să mergi la școală astăzi. O să anunț învățătoarea. Ilie a dat doar din cap și s-a dus în camera lui. Inima verii era sfâșiată de durerea fiului ei. Abia așteptat ora stabilită pentru a merge la spital și a afla noutăți. Pe hol, Vera s-a ciocnit cu chirurgul de ieri. Bietul om era atât de obosit, se vedea cât de greu îi era. Bună ziua! Scuzați-mă, vă amintiți de mine? Sunt soția lui Fedorov. Bună ziua, desigur! Veniți cu mine în camera de gardă. Acolo, i-a explicat Veri că Vladimir era în viață, dar avea nevoie de foarte mult timp pentru a se recupera. Avea nevoie de îngrijire, de o infirmieră, de reabilitare. Era necesar să se cumpere o mulțime de medicamente scumpe care nu exista un spital. În general, o mulțime de griji și probleme o așteptau, doar o cantitate enormă de efort din partea rudelor putea permite bărbatului să se ridice în picioare. Cel puțin așa a apărut o șansă pentru această perspectivă. După ce a vorbit cu chirurgul, l-a sunat pe mama și i-a povestit totul în detaliu. Și ce crezi, Vera? A întrebat cu grijă Galina Borisovna. Ce să cred, mamă? Vladimir are nevoie de ajutor. Cine, dacă nu eu? Indiferent de ce s-a întâmplat, el este soțul meu. Tatăl fiului meu, a oftat amar Vera. L-a iertat pentru răul pe care ți l-a făcut? Nu. Dar nu cred că acum este momentul să mă gândesc la asta. Nu pot să abandonez un om când. Are nevoie de mine. Îl iubești! a ghicit brusc Galina Borisovna. Nu, dar nu pot face altfel, a recunoscut ea. Sunt foarte mândră de tine, fetița mea. Ai dreptate, așa trebuie să fie. Corect. Din acea zi, Vera a început lupta pentru viața și sănătatea lui Vladimir. În fiecare zi după muncă, stătea cu soțul ei, schimbând infirmiera angajată femeia făcea tot posibilul să-l îngrijească pe Vladimir și să-l pună pe picioare. Era literalmente ca o veveriță în roată. Trebuia să încerce să împace munca cu fiul și îngrijirea soțului, iar o zi avea tot 24 de ore. Când Vera era în salon, când Vladimir își revenise deja, comunicau ca de obicei, ca înainte de ziua în care. Îl prinsese cu secretara. Nu a pus nicio întrebare când a putut vorbi, Vera a tăcut și ea. Dar ce rost avea să-i amintească de chinurile lui? Să se coboare la nivelul lui? Să bat șocorească pe cineva care nu putea răspunde? Să se bucure de răul lui? Nu, ea avea o misiune complet diferită. Trebuia să-l pună pe Vladimir pe picioare. Să facă tot posibilul și imposibilul ca el să poată merge. Trecutul nu mai exista, toate acele momente dureroase. Păreau șterse din memorie, nu voia să-și chinuie sufletul. Când erau toți trei în salon cu Ilie sau se plimbau prin parc, se crea chiar iluzia că totul era ca înainte. Vera era bucuroasă că lui Vladimir îi era mai bine, vedea cât de bucuros era fiul. Bietul băiat, prin ce a trebuit să treacă? Când sănătatea soțului ei era la limită, când nu era nicio certitudine în privința viitorului și a stabilității, el plângea în fiecare noapte. Acum totul era relativ în regulă. Bărbatul stătea deocamdată în cărucior, se deplasa doar în el, dar pronosticul era favorabil. Mamă, dar tata va putea să meargă din nou? A întrebat brusc Ilie, când se întorceau cu el din spital. De obicei, fiul nu punea astfel de întrebări dificile. Încerca să le evite, mai ales în conversațiile cu mama, vedea cât de greu îi era acum. Se pare că acum anxietatea devenise prea puternică și nu s-a putut abține. Nu știu deocamdată, fiule. Medicii spun că există speranță, a răspuns sincer Vera. Toate aceste experiențe ale fiului ei o afectau cel mai mult. Era dureros și jignitor că nu putea să ia suferința trebuia să sufere, observând emoțiile lui. Părinții verii făceau și ei tot posibilul să distragă atenția. Nepotul de la experiențele sale necopilărești. Oleg Petrovic pur și simplu se dizolva în băiat. Îl înconjura cu grijă și căldură, dar în așa fel încât să simtă un bărbat lângă el. Toți vedeau cât de mult îi lipsea lui Ilie tatăl și încercau să compenseze acest lucru, făcând tot ce le stătea în putință. Au trecut așa trei luni lungi. A fost un drum lung care i-a luat verii toate puterile. Mai întâi reanimarea, lupta pentru viață, apoi salonul obișnuit, lupta pentru mobilitate, apoi reabilitarea. Și în fiecare zi era lângă soțul ei, îl susținea, credea, îl încuraja, făcea tot posibilul și imposibilul. Acum, în sfârșit, Vladimir putea fi dus acasă. Consiliul Medicilor a concluzionat că pacientul poate continua tratamentul și recuperarea în ambulatoriu. Asta nu însemna deloc că a venit un sfârșit fericit, nu. Pacientul avea un drum lung în față, dar acum era deja încrezător că toate funcțiile organismului se vor restabili, că Vladimir nu va rămâne invalid. Deocamdată era încă în cărucior, dar au fost progrese enorme, pacientul se putea deja ridica. Urmau luni de antrenament, fizioterapie, dar asta nu mai era atât de important. Totuși, era un nimica toată în comparație cu ceea ce fusese deja parcurs, depășit prin eforturi titanice. Și toate acestea sunt munca și meritul nu doar al specialiștilor de înaltă clasă, al medicilor, ci și al credinței. Ea a creat cu propriile mâini o minune reală, a crezut când nu mai era aproape nicio speranță s-a lovit cu capul de perete, a luptat pentru zece. La externare, Vera era cu adevărat fericită. A fost o fericire incredibilă că tot acest iad era în urmă, că Vladimir era în viață și va fi sănătos. Fiul era fericit, îl îmbrățișa pe tată, ce mai poți dori? Nu au vorbit cu Vladimir despre cum va fi. Mai departe, cum vor trăi? Probabil, îi se părea că soția s-a întors, a făcut. O alegere în favoarea familiei, în favoarea iertării. La externare au fost prezenți nu doar fiul, ci și părinții verii. Nici Calina Borisovna, nici Oleg Petrovic nu și-au permis niciun comentariu acid, nici o amintire usturătoare sau măcar o privire piezișă. L-au luat pe Ilie la ei, iar Vera l-a dus pe Vladimira acasă. Când au intrat, ea a întrebat: Ei bine, ce zici? Casă dulce casă, ți-a fost dor. Nici nu poți să-ți imaginezi cât de mult. Bine, așează-te. Mi-am permis să fac niște ordine pe aici. Vai, mai trebuie să te prezint cuiva, și-a amintit soția. Vladimir s-a crispat. Cui? Liza, ai putea să vii, te rog. A apărut o femeie de vârstă mijlocie. Uite, Fă cunoștință, te rog, pacientul tău, Vladimir Nikolaevici. Iar aceasta este Liza. Ea te va ajuta. Amândoi s-au mulțumit cu niște înclinări scurte ale capului. Scuzați-mă, nu ne-ați putea lăsa singuri. Trebuie să vorbesc cu soția mea, a spus Vladimir cu bâlândețe. Liza s-a retras fără alte comentarii. Sunt sigură că o să-ți placă. O femeie foarte tăcută, calmă și harnică. Apropo, are studii medii medicale și recomandări excelente, a raportat Vera. Mulțumesc! Eram complet dezorientat, Vladimir. Ascultă, trebuie să vorbim deschis. Ce se întâmplă? Credeam că totul este din nou normal între noi, că suntem împreună. Femeia a rămas uimită de neașteptata veste. Ce? Și de unde ai tras concluzia asta? Misiunea mea era să te scot de pe lumea cealaltă și să te pun pe picioare. Nu ești un străin pentru mine. Ești tatăl fiului meu. E clar că am venit în ajutor. Dar, din nou, împreună, după tot ce s-a întâmplat. Nu, iartă-mă. Cum adică? A fost din nou nedumerit, Vladimir. Scuze! Dar mi se părea că este de la sine înțeles, a mărturisit Vera. Nici nu mi-a trecut prin cap că ai putea gândi așa. Doar am început să mergem mai departe după despărțire, nu? Dar tu ai anulat divorțul, și-a mintit Vladimir. Desigur, pentru că erai în reanimare. Cum ți-ai imaginat tu acest proces judiciar? Și ce vrei să spui prin faptul că am început să mergem mai departe? A pus soțul întrebarea directă. Ei bine, printre altele. Apropo, nu am vorbit niciodată despre asta până acum. Îmi pare foarte rău pentru tine că ai pierdut o persoană dragă și un copil nenăscut, a spus Vera cu bâlândețe. Adevărat că tu te-ai ocupat de înmormântarea ei? Da. Mi s-a spus că are doar o mamă carudă, care locuiește departe și bea mult. Tu nu puteai lua decizia atunci. Mi s-a părut că ți-ai fi dorit să fie înmormântată cu demnitate, a explicat soția. Îți mulțumesc enorm, desigur. Vera doar a dat din cap în tăcere. Ce era de spus, nu era pentru ce. Au continuat să se privească unul pe celălalt. Ea voia să se retragă, iar Vladimir avea încă multe întrebări pe care nu știa cum să le pună. "Ver, nu te supăra", doar spunem de ce ți-a trebuit tot asta atunci? E înfricoșător să te privesc de oboseală. Te-ai agitat, te-ai zbuciumat, ți-ai asumat toate grijile. De ce atunci? Nu aș fi putut trăi. Cu mine însă mi, dacă aș fi procedat altfel. Tu ești totuși o persoană apropiată pentru mine și vei rămâne mereu așa, indiferent de ce se va întâmpla mai departe între noi, a răspuns Vera cu bâlândețe clar. Vladimir s-a gândit. Înțeleg corect că e prea târziu să implor iertare? Nu are rost să-mi cer scuze și să-mi presar cenușă pe cap. Asta nu va juca niciun rol. De ce? Îmi va fi plăcut să știu că te-am salvat degeaba, că ți-ai recunoscut greșelile, ți-ai dat seama că ai greșit, te-ai căit, a zâmbit soția dar dacă îmi pui întrebarea în contextul dacă aș putea ierta totul, uita. Să fiu din nou soția ta, nu. Scuze, e exclus. Mulțumesc pentru sinceritate. Da, și mulțumesc pentru tot, Vera. Înțeleg că sunt dator până la gât. Și iartă-mă, te rog. Abia acum înțeleg cu adevărat cât de greșit am fost. Nu au mai abordat această temă în acea zi, au vorbit, ca de obicei, despre ceva banal, casnic, despre sănătatea lui Vladimir, despre reabilitare, despre ilie. Și după aceea. Acum, desigur, Vera nu mai mergea la soțul ei în fiecare zi, doar de câteva ori pe săptămână, dar totuși ignorau și ocoleau întrebările despre divorț și tutela fiului lor. Femeia a început să se îngrijoreze serios deodată, totul va începe din nou. Vera a decis chiar să se consulte cu Galina Borisovna. Mamă, ce crezi, se poate deja vorbi. Cu Vladimir despre divorț. Nu știu. El încă se tratează, nu-i așa? Probabil că ar trebui să mai așteptăm. Ai ști tu cât de frică mi este. În ultima vreme am coșmaruri. Că totul se învârte din nou, și chiar mai rău decât înainte, a mărturisit fiica, ești pur și simplu foarte obosită. Tensiunea nervoasă este atât de colosală. Acum ai mai mult timp liber. Ocupă-te de tine, mergi în vizită, la teatru, distrează-te. Și acolo totul se va aranja, și eu cred în asta, a consolat-o Galina Borisovna. Își dorea cu disperare să se încreadă în cuvintele și speranțele mamei sale, că așa va fi. La o săptămână după conversația cu Galina Borisovna, când Vera abia începuse să dea drumul puțin situației, a sunat avocatul lui Vladimir. Vera Olegovna, bună ziua! Trebuie să ne vedem! Puteți veni astăzi la biroul meu? Bună ziua! Trebuie să-mi iau avocatul cu mine! Vera s-a alarmat instantaneu. Desigur, se aștepta la ce e mai rău nu văd necesitatea. Acum vă invit doar la o discuție. Dar dacă doriți, desigur, luați-le. Vera era furioasă. Tatăl ei a ieșit în cale. Tată, îți imaginezi. A inițiat din nou procesul. Tocmai m-a sunat avocata lui. Era ca o furtună de metal. Și ce ți-a spus? S-a alarmat Oleg Petrovic. M-a invitat la o discuție. Simt cu inima că totul e rău. Ar trebui să-l sunt pe Vladimir și să aflu ce e acolo. Ce-a mai pus la cale? Se frământa vera în îndoieli. Cred că mai întâi trebuie să mergi și să vorbești cu avocata, dacă tot te-a invitat. Și apoi, după rezultatul întâlnirii, poți suna și la Vladimir, corect. A sfătuit-o tatăl. Părea logic. Înăbușindu-și furia, Vera a plecat la ora stabilită. Vă rog să luați loc. A fost întâmpinată la ușă de avocatul zâmbitor al soțului ei. Vera Olegovna, am vorbit cu Vladimir Nikolaevici. A spus că situația s-a schimbat radical. Acum, din partea clientului meu. Vă propunem o convenție amiabilă de divorț, de partaj al bunurilor dobândite în comun și de tutele comun asupra fiului. Ce părere aveți despre această propunere? Ei bine, desigur că sunt de acord. Vera a simțit o ușurare enormă. Se pregătea pentru ce era mai rău, dar nu pentru asemenea evoluția a evenimentelor, asta e sigur. Nu ați întrebat despre partajul bunurilor, a zâmbit interlocutorul. Ei bine, Vladimir Nikolaevici vă oferă jumătate din bunurile dobândite în comun. Sunteți mulțumite de asta? Jumătate? Vera a rămas complet uimită și a întrebat din nou din uimire. Da, totul pe jumătate, afacerea, bunurile mobile și imobile, a dat din cap juristul. Generos. Dar deocamdată mă interesează mai mult acordul privind tutela când îl vom putea semna. Totul depinde de dumneavoastră. Vă voi da acum proiectele de documente aprobate de Vladimir Nikolaevici, pentru a le studia în detaliu și a vă consulta cu specialistul dumneavoastră. Și imediat a zâmbit din nou bălând. Vera a ieșit de la întâlnire în stare de șoc. Nu se aștepta ca soțul ei să dea dovadă de o asemenea noblețe, de o asemenea conștientizare a vinovăției și de căință. A format numărul lui. Alo! A răsunat vocea soțului ei. Vladimir, de ce nu mi-ai spus tu însuți? De ce prin avocat? Pur și simplu am vrut să formalizez ceea ce este necesar, ca să nu crezi. Că sunt doar vorbe, a explicat el. Îți sunt foarte recunoscătoare, sincer, dar trebuie să spun imediat, să te previn, că asta nu schimbă nimic între noi. Înțeleg, Ver, și nici eu nu mai vreau să schimb nimic. Doar rămâi prietena mea și cea mai bună mamă. Pentru fiul meu, bine. Bine, voi încerca, a zâmbit ea. M-ai ajutat să înțeleg cât de greșit am fost. Mi-ai arătat cum ar fi trebuit să fac de la bun început. Tu ești cea care a dat dovadă de noblețe și a uitat resentimentele când era necesar. Iartă-mă, te rog! dacă poți. Spun asta din suflet. Vladimir a fost uitat. Acum sunt doar prieteni și părinți. Ce bine era pe sufletul ei. Fapta fostului soț i-a încălzit inima. A fost foarte plăcut să vadă că este rezultatul depășirii propriei naturi, a dorinței josnice, a răzbunării și a mândriei. Principalul lucru este că totul era acum în urmă, în față era doar un viitor luminos. Adaptarea după vârtejul problemelor și necazurilor vieții a fost extrem de dificilă și dureroasă. La început, părea că refacerea și organizarea vieții, începerea unei cariere, creșterea unui copil și lupta cu fostul soț sunt un coșmar. Apoi, când la toate acestea s-a adăugat recuperarea soțului după accident, a părut că este imposibil de suportat, că forțele se epuizează. Dar acum Vera se uita înapoi, își amintea ce trecuse deja și asta îi dădea putere să meargă mai departe. Acum știa cu siguranță că a făcut tot ce trebuia. Indiferent ce ar fi spus cineva, totul nu a fost în zadar, totul a fost o experiență și totul a fost necesar pentru a deveni ceea ce era acum. Tot ce s-a întâmplat, toate vicisitudinile vieții au învățat-o multe, au călit-o, au pregătit-o pentru ceea ce o aștepta mai departe. Și iată că, după trei ani, Vera este din nou însărcinată. Curând va naște o fetiță fermecătoare și sănătoasă, surioara lui Ilie. Este căsătorită de un an și jumătate cu un om minunat, iubește și este iubită. Acum este înfricoșător să te gândești că ar fi putut să-și piardă Dima, să nu-l întâlnească. Și așa ar fi fost dacă Vera nu ar fi riscat atunci, dacă nu s-ar fi eliberat. În ciuda speranței pentru ce e mai bun, pentru ce e frumos, Vera nu știe cum se va termina această căsătorie, dar știe exact cine este și ce preț are. Știe că va rezista, că va putea depăși orice obstacol în calea ei. La urma urmei, secretul este simplu. Principalul lucru este să nu renunți și să nu te dai bătut, oricât de greu ar fi. Cel mai întunecat moment, după cum se știe, este chiar înainte de zori.